Potrivit unui studiu dat publicității în vara anului trecut, mai mult de 8% dintre elevii de liceu din județul Hunedoara au consumat droguri cel puțin o dată în anul 2021. Fenomenul este tot mai des depistat și în rândul conducătorilor auto, motiv pentru care specialiștii Agenției Naționale Antidrog au organizat ieri o acțiune în trafic, urmând ca rezultatele privind consumul de droguri în rândul șoferilor să stea la baza elaborării unei strategii de prevenție. După liceene, a venit rândul conducătorilor auto să răspundă unui chestionar în vederea realizării unui studiu privind consumul de substanțe psihoactive în rândul conducătorilor auto din România. În cadrul acțiunii, timp de 8 ore, au fost efectuate 350 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive, fiind constatat un singur rezultat pozitiv la alcool, pentru care a fost aplicată o sancțiune contravențională. Scopul acestei activități este, în primul rând, unul preventiv. Dorim să reducem riscul rutier și să contribuim la scăderea numărului de evenimente rutiere produse din diferite cauze, una dintre aceste cauze fiind consumul de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive de către conducătorii auto. În acest sens, polițiștii rutieri, împreună cu specialiștii Agenției Naționale Antidrog, se află în trafic în acest moment. Este vorba despre acțiune atât în județul Hunedoara, dar și în alte județe ale țării.